Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Xprim TV. 10 asigurători români cu pașaport european au subscris în 2012 circa 380 de milioane de lei în afara granițelor țării. Despre acest subiect vom discuta în câteva momente cu colegul meu Vlad Boldijar. Până atunci însă vă propun să facem o trecere în revista principalelor titluri de pe unuasig.ro. Clasamentul companiilor după numărul reclamațiilor primite în 2012, care sunt caracteristicile pieței RCA în Bosnia și diamante în valoare de 37 de milioane de euro furate de pe aeroportul din Bruxelles. Un sondaj realizat recent de unuasig.ro arată că o companie puternică din punct de vedere al cifrei de afaceri sau al cotei de piață nu implică automat și servicii de calitate superioară. Astfel, companiile cu cele mai mari volume de subscrieri și cele mai multe contracte, Astra și Omniasig, conduc, după cum era de așteptat, și clasamentul petițiilor primite din partea asiguraților nemulțumiți. Există însă și companii unde volumul de subscrieri sau numărul de contracte nu sunt proporționale cu numărul de plângeri, precum Allianz Siriac și Groupama, asigurătorii care au primit cele mai puține reclamații anul trecut, reprezentând pentru fiecare 0,02% din totalul numărului de contracte. La polul opus, cele mai mari pondere ale reclamațiilor în numărul de polițe emise s-au înregistrat la Euroins și Asirom, ambele în procent de 0,16%. Daunele nepatrimoniale reprezintă aproximativ 30% din plățile pentru daune auto pe clasa asigurărilor RCA în Bosnia, conform datelor publicate de Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina. Situația concretă privind asigurările de răspundere civilă auto din această piață și perspectivele de dezvoltare vor reprezenta unul dintre studiile de caz prezentate și dezbătute în cadrul International Insurance Forum 2013, care se va desfășura în perioada 3-4 martie la Istanbul. Mai multe informații despre temele dezbătute în cadrul forumului și programul complet sunt disponibile pe site-ul oficial www.insuranceforum.com. 10 asigurători români cu pașaport european au subscris în 2012 circa 380 de milioane de lei în afara granițelor țării, cu 100 de milioane mai mult decât în anul precedent. Alături de noi se află colegul meu Vlad Boldijar, care ne va da mai multe amănunte. Bine ai venit, Vlad! Cum comentezi această creștere? Această creștere este una firească și este normal, practic, să avem o dinamică pozitivă de la an la an. Practic, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, asigurătorii români și nu numai, practic orice întreprindere, și-a câștigat dreptul de a activa pe orice piață a Uniunii Europene. Iar această piață a Uniunii Europene numără circa jumătate de miliard de potențiali clienți și este un spațiu unde își desfășoară activitatea circa 20 de milioane de întreprinderi. Practic, România și-a câștigat în 2007 dreptul de a avea circulația liberă a mărfurilor, a persoanelor, dar și a serviciilor și a capitalurilor. Este valabilă și reciproca? Exact. Și companiile europene au câștigat un potențial de 21 de milioane de clienți noi. În cazul pieței de asigurare din țara noastră, avem 10 asigurători din spațiul economic european care au notificat intenția de a-și deschide o sucursală pe teritoriul României. Și aici ne referim la companii din țări precum Franța, Austria sau Marea Britanie. Iar dacă privim din celălalt unghi, pentru 2012, cum ai spus și tu, 10 asigurători din România au raportat afaceri în afara granițelor României. Aceste companii nu intră sub supravegherea directă a autorităților de pe piețele unde activează, trebuind doar să notifice intenția anterior demarării activității. Ulterior, societatea poate alege să își desfășoare activitatea de asigurare prin ființarea unei sucursale, cum este cazul Astra Asigurări, care și-a deschis în 2010 o sucursală în Ungaria, respectiv una în Slovacia în decembrie anul trecut, sau poate să își desfășoare activitatea în temeiul libertății de a presta servicii. 8 bărbați deghizați în poliții și înarmați au jefuit săptămâna trecută o mașină care transporta diamante pe aeroportul din Bruxelles, fără să tragă vreun foc de armă. Întregul jaf a durat în total 5 minute, iar valoarea diamantelor furate se ridică la 37 de milioane de euro. Compania Brink, în proprietatea căreia se află diamantele, asigurase transportul pentru întreaga sumă la un grup de companii din cadrul Lloyd's, iar brokerul care a intermediat tranzacția a fost Willis.
Acestea au fost știrile de astăzi la Exprim TV. Nu închei însă înainte de a vă reaminti că începând cu ora 13:30 puteți urmări o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc difuzată de Radio France International. Florentin Almăjanu, directorul general al UNSAR, și Mihai Crăcea, editor al publicațiilor Exprim, vor discuta astăzi despre rezultatele industriei asigurărilor în 2012. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună în continuare și vă reamintesc că mâine vă veți întâlni cu colega mea, Oana.